Evenimentul de astăzi a adunat peste 100 de elevi și profesori de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Pe lângă marcarea Zilei Mondiale a Apei, a fost lansat și proiectul în cadrul căruia Unitatea de Învățământ este parteneră. De ce am ales această zi? Pentru că avem două surprize pentru voi. Pe de o parte, suntem în cadrul unui proiect internațional, el se desfășoară cu 9 state. O să vedeți în prezentarea pe care au pregătit-o colegele voastre voluntare despre ce țări este vorba, inclusiv o țară africană, insulară, Capul Verde. Majoritatea celorlalte sunt din Uniunea Europeană, printre ele ne numărăm și noi. Noi, de fapt, suntem parteneri ai Asociației Agenda 21 București, un partener tradițional, putem să spunem, care vine către noi cu proiecte de apertură și prin acestea noi avem o vizibilitate și ne creăm o imagine foarte frumoasă. Zi în care se celebrează APA, Ziua Apei, acest mediu indispensabil vieții, mediul în care, de fapt, viața a apărut, apa pe care o găsim și în constituția tuturor formelor de viață și în constituția noastră ca organisme vii, de aceea se cade să o celebrăm, să o sărbătorim, să învățăm să o prețuim. Subiectul central al întâlnirii a fost importanța apei, mai exact cum să învățăm să o folosim rațional. Este, v-ați întrebat până acum despre metodele de economisire a apei? Majoritatea au răspuns da, tot în cadrul unei asemenea inițiative, deci eu am început promisător. Apoi, de exemplu, că vă spălați prin opriți apantin ce vă săpuniți. Aici, răspunsul majoritar este rare ori, deci nu este întotdeauna ideal. Tot astăzi elevii de la Eminescu au aflat și povestea iazului Mori. Cred că cu toții știm deja că râul Buzău traversează orașul nostru de la un cap la altul, iar datorită forței sale naturale, acesta formează mai multe albi. Cel mai mare afluent al său este reprezentat de râul Slănic, care, prin forța unirii lor, formează o albie numită Iazul Morilor. În timp, între râu și Iaz, s-a format o insulă care a constituit o parte activă în dezvoltarea economică și industrială a orașului nostru și a facilitat popularizarea noastră în acest domeniu la nivel național, aș putea spune. Ziua Mondială a Apei se sărbătorește anual pe 22 martie. În România, această zi este sărbătorită din 1993.